assistant.org. Numele meu este Andrei, iar acesta este cel de-al patrulea tutorial Google SketchUp. În acest tutorial voi vorbi despre cum creăm o componentă sau un grup de elemente. De asemenea, vă voi prezenta și diferite aplicații care le putem realiza cu acestea. Pentru început, haideți să desenăm două obiecte tridimensionale alăturate. Îl ridicăm pe primul, iar apoi pe al doilea. Haideți să zicem că avem nevoie ca aceste două obiecte să fie alăturate, așa. Pentru aceasta voi face un triplu select pe unul dintre ele. Aleg un punct de prindere. Apropo, acesta este un punct de prindere care va coincide cu punctul față de care vreau să lipesc acest component. Da? Am prins, după care voi mișca mouse-ul peste punctul unde vreau să aduc acest obiect. În cazul meu este aici și cu un click am plasat obiectul. Da? În acest moment, cele două obiecte sunt alăturate. Da? Haideți să vedem ce se întâmplă dacă vreau să mișc obiectul care l-am alăturat. În acest moment, observați cum s-a creat o extensie a primului obiect, deoarece cele două obiecte s-au unit geometric. Acest lucru se întâmplă în momentul în care nu grupăm sau nu transformăm în componente diferite entități pe care le realizăm. În unele situații, bineînțeles, avem nevoie să facem această uniune, însă de cele mai multe ori nu dorim realizarea acestei lipiri. Haideți să dăm un undo și să vedem cum evităm acest lucru. Avem două posibilități. În mare parte, ambele arată la fel, însă se comportă diferit pentru anumite situații. Fie transformăm ambele în grupuri sau unul singur în grupuri, fie le transformăm ambele în componente sau unul singur într-o componentă. Pentru început, haideți să transformăm într-o componentă. Facem un triplu select pe obiectul pe care vrem să îl transformăm în componentă. Mergem în partea dreaptă, în partea stângă, pardon, a spațiului de lucru și alegem comanda Make Component sau tasta G din tastatură, da? În momentul acesta ne apare o căsuță, o fereastră de dialog, Create Component, unde avem de introdus numele componentei, să zicem bloc 2. Primul este bloc 1, da? La description ce vreți voi, după care dăm create. Ce observăm că s-a întâmplat? Dacă deselectăm obiectul, vizual nu s-a întâmplat nimica, însă în momentul în care îl selectăm, observăm că se selectează întreg obiectul. Practic, toate fețele și marginile componente ale acestui obiect s-au unit sub, să zicem, denumiri sub o singură entitate, da? Sub denumirea de bloc 2. Haideți să facem din nou acea manoperă de mutare și să prindem obiectul din acest colț iară și să îl aducem alături de primul bloc, da? Care, apropo, nu este componentă. Deselectăm, apoi luăm unealta move, prindem dintr-un colț obiectul și îl tragem în lateral. Observați că acea continuitate între cele două obiecte nu mai există. Acest lucru se datorează faptului că cel de-al doilea obiect este o componentă. Da? Marginile sunt unite, la fel și fețele, sub o singură entitate. Haideți să vedem cum transformăm într-un grup. De data aceasta, primul
bloc, da? Facem un triplu select. De data asta dăm click dreapta pe obiect și dăm make group. Spre deosebire de cazul componentei, data asta nu ne apare o fereastră de dialog, ci este o simplă grupare, da? Haideți să mai creăm un obiect și apoi să îl aducem pe primul bloc, da? Deci blocul 1 să-l aducem alături de acesta, așa, și să vedeți cum nu se mai realizează acea lipire între obiecte. Da? Ok. Pentru a afla însă diferența între un grup și o componentă, haideți să vedem cum se comportă acestea în momentul în care realizăm copii multiple ale fie un component, fie un grup. Vom selecta prima oară această componentă, deci blocul 2. Ne vom poziționa undeva mai încoace. Și vom crea o copie a sa. Cum creăm o copie a unui element în general? Cel mai ușor le realizăm copia cu unealta de move sau de rotire. Diferă modul de dispunere al copiei realizate. Dacă realizăm copia cu unealta de move, vom avea o dispunere liniară sau rectangulară pe rânduri și coloane, iar dacă realizăm copia cu unealta de rotire, vom avea o dispunere circulară. Haideți să vedem în primul caz cum facem o copie liniară sau rectangulară. Da? Lansăm comandă, mai întâi selectăm elementul care vrem să-l copiem, apoi lansăm comanda de mutare, move, da? Selectăm punctul de prindere de la nivelul obiectului și observăm în acest moment că obiectul se atașează de cursor. Pentru a face o copie a sa, apăsăm odată tasta Control. În acest moment vom deplasa în ce direcție vrem noi, fie pe axa roșie, pe axa verde sau pe axa albastră, față de punctul de prindere, o copie a obiectului. Haideți să zicem că vrem să realizăm copia undeva aici. După ce am realizat o copie în acest fel, avem două posibilități. Prima dintre ele este să repetăm această copie printr-un singur click din tastatură, da? Printr-o singură combinație de taste, pardon. Dacă, să zicem, vrem de fapt să facem 3 copii, nu o singură copie, tastăm X, iar apoi 3 și apoi Enter. În acest moment mai apar pe lângă copia inițială încă două copii. După cum observați, se păstrează distanța de copiere față de distanța între punctele de prindere, da? Și pentru celelalte copii. Următoarea situație în cazul realizării unei copii liniare sau rectangulare, da? În dispunere rectangulară sau liniară, este când avem două limite între care vom umple spațiul respectiv cu copii ale obiectului respectiv. Voi da un undo, voi face o copie a acestui obiect undeva la distanță, aici, și după cum vedeți avem un spațiu cât de cât mare, iar eu aș vrea să îl umplu acest spațiu, da? Între cele două capete cu încă 4 copii. Da? Ce trebuie să aveți în calcul? În momentul în care dăm din tastatură comanda, vom calcula 1, adică ultima copie, plus cele care intră în spațiul respectiv. În cazul meu, 1 plus 4, adică
5 și slash, adică tastăm acea bară oblică din stânga jos în dreapta sus și dăm Enter. În acest moment s-au dispus 4 copii plus una după elementul nostru desenat. În acest caz am desenat un rând de elemente. Dacă vreau să le dispun acum rectangular, adică și pe coloane, fac o selecție în masă, iau un alta de Move, selectez, Control și să zicem undeva aici dăm click. Și dacă vreau mai multe rânduri, dăm 5, X și Enter. Da? Imaginați-vă că realizați niște piese de domino care se află la distanțe egale între ele și așa mai departe. Da? Deci, imaginația voastră poate acum să jongleze cu aceste comenzi cum vreți voi. Da? Haideți să vedem dispunerea circulară cum se realizează. Vom desena data asta un element. Da? Această coloană, haideți să facem mai mare, da? Cu unealta push-pull îi dau o înălțime și haideți să vedem cum facem copii ale acestei coloane față de un punct de centru. Selectez obiectul, îl transform și pe acesta, haideți data asta să transformăm într-un grup, da? Așa, selectăm obiectul, da? Iau unealta de rotire, fie dați M din tastatură pentru Move, iar pentru rotire dați Q. Prind obiectul, să spunem, din acest punct. Pardon. Mai întâi trebuie să selectăm centrul față de care ne rotim. Facem un click aici, în plan orizontal, apoi prindem obiectul cu un al doilea click. În acest moment, pe raportor, putem să ne poziționăm la un unghi față de punctul inițial în care se afla obiectul. Însă, pentru a face o copie, de asemenea apăsăm pe Control și observați cum mutăm o copie a obiectului. Haideți să zicem că punem copia undeva aici și dacă vreau să repet această manoperă, nu finalizez comanda, da? Deci nu lansez alta în execuție, tastăm 3, X și Enter. În acest moment avem 3 copii ale acestui cilindru și nu una singură. Haideți să repetăm copierea și să vedem cum putem umple un spațiu care este reprezentat de perimetrul unui cerc, descris de către acest raportor, da? Cu ajutorul uneltei de rotire. Da? Vom umple un spațiu cu copii ale acestei coloane, exact ca și în cazul uneltei de mutare. Da? Am dat centrul față de care mă rotesc. Centrul acesta poate fi orice, un plan, un obiect, un punct fictiv, da? Etc. Dau un click, cel de-al doilea click pe obiect, apoi control, să zicem că ne poziționăm la 180 de grade, deci față în față, poziționăm cele două obiecte și să spunem că pe perimetrul descris, perimetrul cercului descris anterior, vrem să mai adăugăm încă 5 coloane. 5, la fel ca și în cazul anterior, pentru dispunerea rectangulară, calculăm o copie plus cele din interior. În cazul nostru, 1 plus 5, 6. Da? Iară slash și enter. În acest moment avem, în total cu obiectul original, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloane. Acestea sunt cele două modalități de copiere a unor elemente prin dispunere rectangulară, observați, sau prin dispunere polară sau circulară. Da?
În primă fază, dacă ați observat, în momentul în care aveți un element și îl mutați, pardon, când mutați o copie a sa pe o anumită direcție, între cele două puncte de prindere formate, în cazul acesta aici și cel din dreptul cursorului, da? În acest moment, puteți să setați voi distanța. Văd că în bara de measurements scrie ceva de genul 11, haideți să tastăm 10 și Enter. Practic, puteți să setați voi distanța între punctele de prindere ale obiectului și copiile realizate ale acestui obiect. Da? Practic, puteți să manevrați 100% modul în care se copiază și se dispun aceste copii prin simpla utilizare a uneltei de rotire sau de mutare. V-am rămas dator cu o explicație, anume, care este totuși diferența între un grup și o componentă. După cum vă amintiți, aceste blocuri dispuse rectangular, da, sunt copii ale unei componente inițiale, iar acești stâlpi, acești cilindri dispuși circular, sunt copii ale unui grup. Da? Haideți să vedem ce se întâmplă dacă aduc o modificare la una dintre componentele sau la una dintre copiile componentei inițiale. Haideți să o modificăm pe aceasta. Da? Am spus, pentru a edita o componentă, nu este de ajuns să o selectăm simplu, printr-un singur click. Trebuie să facem un dublu click pe aceasta. La fel este valabil și în cazul grupului, da? În acest moment observăm cum toate entitățile au devenit vizibile așa în plan secund, da? Li s-a schimbat modul de reprezentare, iar în prim plan este afișat doar componenta noastră activată, da? Haideți să spunem că vom modifica această componentă prin trasarea unei linii de acest fel. Dacă observați, această linie apare la nivelul tuturor copiilor sale, da? Voi lua un alta push-pull. Voi selecta această față și o voi împinge până aici. Ce s-a întâmplat? Pentru a ieși din modul de editare a componentei sau unui grup, facem un click în exteriorul acestei cutii punctate. Da? Ce observăm? Toate copiile componentei s-au modificat. Aceasta este diferența majoră între un grup și o componentă. În momentul în care edităm o componentă, copiile sale se modifică instantaneu. Dacă mergem la cilindru, facem un dublu clic pe el și haideți să modificăm înălțimea. Da? Merem deasupra, mergem în jos, observați, nici o modificare nu s-a produs asupra copiilor sale. Deci rețineți, diferența majoră între o componentă și un grup este aceea că orice modificare adusă la nivelul copiei unei componente se exercită asupra tuturor copiilor sale. Lucru care nu este valabil în cazul grupurilor. Ca și diferență secundară, în momentul în care creați o componentă, dacă țineți minte, puteți să atribuiți diferiți parametri acestei componente, cum ar fi un nume, o descriere și altele care o să le discutăm în alt tutorial. Ok. Atât pentru astăzi. Sper că v-a fost de folos această lecție. Aștept de la voi un feedback și eventual propuneri pentru alte tutoriale.
propuneri de subiecte, lucruri care vă interesează. Presupun că deja ați început să lucrați cu SketchUp-ul și vă întâmpinați de diferite probleme. Atâta cât îmi stă în putință, promit că vă voi ajuta. Toate cele bune și ne auzim în curând cu un nou tutorial. Salut!